Grav incident la Rucăr, în județul Argeș. Un bărbat a murit, iar un altul este în stare gravă după ce s-au intoxicat într-o fosă septică. Au fost găsiți inconștienți, iar pentru unul dintre ei a fost prea târziu. Celălalt a fost transportat cu elicopterul la spitalul din Brașov. Atenție, vă avertizez că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Cele două victime împreună cu un alt bărbat săpaseră fosa septică adâncă de 3 metri o seară înainte în localitatea Sătic din comuna Rucăr. Azi au mers să continue lucrul și au coborât, dar li s-a făcut rău. Primul a leșinat, cel de-al doilea l-a urmat, dar a avut aceeași soartă. Colegul lor a sunat imediat după ajutor. Dar ce a fost acolo? M-au și gazele care s-au format acolo în fosă, că au fost închise ermetic. E intoxicat și au leșinat imediat amândoi. Am fost anunțat de ISU, sunat de la ISU de la Pitești, că sunt doi oameni căzuți într-o fosă. Am trimis oamenii de la noi, să poate să-i ajute, să încerce să-i ajute și abia când a venit aici, am găsit, erau deja venit elicopterul. Mai multe echipaje ei s-au intervenit. Cel mai probabil, bărbații s-ar fi intoxicat cu gazele emanate în fosă pe timpul nopții. Pompierii au procedat rapid la extragerea celor două persoane, a fost vorba de doi bărbați, începând ulterior manevrele de resuscitare, aceștia fiind găsiți inconștienți. Chiar dacă nu a trecut mult timp până la venirea salvatorilor, pentru unul dintre bărbați a fost prea târziu. Celălalt a fost resuscitat chiar acolo, apoi a fost dus cu elicopterul la Brașov. Autoritățile au deschis dosar penal pentru ucidere și vătămare corporală din culpă.